Aleksandra Caloian, Alina Iordache și în ultimul rând, Ramona Popescu. Să mai spunem încă o dată faptul că toate participantele acestei ediții cu numărul 10 Miss Zilele Buzăului, Ca Cristea, Raluca Domiuc, Cătălina Miriță și Loredana Lupu, Oana Chiru alături de Oana Cristian. Ana Maria Drăgulin. 13. În opinia reprezentantei Raspberry, cea mai frumoasă domnișoară este... Ia să vedem. Spun eu numele și tu prenumele, sau invers. Cum vrei tu, eu sunt de către... Oana... Cristian! Oana Cristian este aleasa firmei Raspberry în seara asta. Aplauze, vă rugăm foarte mult! Felicitări! Urmează premiul oferit de sponsorul Revlon Professional. Mulțumim, Mădălinei, pentru prezență și alăturarea la Zilele Orașului Buzău. Suntem curioși care a fost alegerea. Spuneai că să-i poartă noroc în această seară, numărul 13 în concurs. Era cât pe aici să am o nașă pe care o cheamă Alina Iordache. N-a fost să fie, dar Alina Iordache este câștigătoarea acestui echipă. Oferă acest premiu. Să-l porți cu mândrie și să fii la fel de frumoasă ca și doamna care a venit să spunem în sprijinul nostru, Alina Iordache. Urmează premiul oferit de reprezentantul designerului Ramona Cojocaru. Iar câștigătoarea este... Nu. Pe tine trebuie să te chemăm. Avem reprezentanta... De la Baudi? De la Baudi, da. Am avut în seara aceasta lenjerie intimă de la Baudi. Cristina Stoica este reprezentanta firmei Baudi. M-a salvat. Am încurcat și eu un pic borcanele printre atâtea premii aici prezente. Nu te gândeai la asta. Trecem la numărătoarea inversă de la 3-2, iar apoi aflăm cine este Miss Zilele Buzăului, ediția cu numărul 10. Locul 3! Emoții! Cine să fie? Hai să facem un pic de rumoare așa. Locul 3, Miss Zilele Buzăului, ediția cu numărul 10, 2014, este Cătălina Miriță! Aplauze pentru Cătălina Miriță, locul 3 în concursul Miss Zilele Buzăului, ediția 2014. Mergem mai departe, locul 2. Au emoții fetele, cu siguranță. Ce emoții! Haideți să facem din nou așa, rumoare. Locul 2 este Bianca Cristea! Până în Londra sau până în Marea Britanie, până în Italia. Sunt obișnuite cu premiile.